Nadal, yo me hago un gem slime. Pot mă întrebați dacă există gem slime, dar e o rețetă inventată de mine. Da. Gem slime. Da. Gem slime. Aveți nevoie de lipici transparent. Și asta face bule. Cu toți lipiciile fac bule, în afară de cele solide. Două culori de tempera, roșu și mov. Ceva în care să amestecați tempera. Adică eu vreau să primesc o culoare de gem, așa că o să vă zic și ce o să amestec. Roșu. Un fel de roșu. Mai mult spre vișiniu. Ce e tot ce în ce mai bine. Mov. Puțin, gata. Puțin cam mult am pus, dar mă rog. Și trebuie să amestecăm. Ce greu e să amestec în chestia asta, dar mă rog. Și puțin alb ca să iasă mai deschis. Culoarea mea deja arată ca un gen, nu știu dacă la voi se vede fix culoarea. E gem, da, arată ca un gem. Culoarea și este bună. Apropo, și dacă există această rețetă de slime, să nu-mi scrieți în comentarii că mincinosule, că nu e inventat de tine sau ceva de genul, adică eu chiar nu știu dacă există această rețetă sau nu, deși nu cred că există. Da, punem culoarea de gem și mi-ajunge deja și da. Mă enervează că genele astea sunt prinse atât de bine chestia asta. Și o să adăugăm puțin, câte puțin, până vedem că se formează și la mine deja se formează slime-ul. Da. Știți că vă o să arată deocamdată. Sper că nu e lipicios. Am adăugat puțin cam multă glicerină baraxată pentru că nu se prea întinde. Dar ce părere are? Acest an chiar a ieșit super, adică uitați-vă. Da, nu e chiar atât de întinzător. Întinzător? Da, mă rog. Cam rupe. Yay! L-am întins cu încet și văd că s-a întins mai tare. Da. Am un borcan pentru gem. Deci, după cum vă spus ceva, nu ocupă tot locul. Și mai fac unul. Ca să ocupe mai mult loc. Da, aici am cum a rămas, am și ca culoare, e bun, tot de aceeași fel. Aceeași rețetă. Bun. Culoarea o am aici, e aceeași culoare. Vreau să-mi iese exact aceeași culoare. Da. Expresie foarte bună. Și amestecam foarte, foarte, foarte bine. Și apoi eu m-am dat la glicerină baraxată. Să nu
fac prostii aici. Deci dați arată așa de prima oară când le faceți. Arată eu. Ca o vomă. Pentru că culoarea asta nu este o vomă. Slime vomă. Trebuie o culoare de vomă ca să faci slime vomă și nici nu știu dacă există slime vomă. Dar nu cred. Este bun? Așa, așa se întâmplă și cu celălalt. Mai amestec. Bine, acum se adună. Acum adună toată farfuria. Acum adună tot bolul de mizerie. Cred că e bun. Da. Nu sunt sigur. Încă acesta nu este bun. Da. Dar de ce nu o să, să-l scoatem afară? Pentru că se va face mult mai ușor și... Și puteți... Ba, s-a făcut. Și-l puneam... Îmi puneam glicerină degeaba. S-a făcut. Exact la fel a ieșit, iarăși nu se prea întinde. Oare e nici aceeași chestie? Pentru că ăla l-am mai pus puțin de aici, pentru că am crezut că se întinde mai tare. Și... Deci, primul care l-am făcut, am mai băgat puțin litici în el, pentru că am crezut că se întinde mai tare. Da, ba, și ați văzut că s-a întins și puțin mai tare de data aia. Deja a ieșit. O să încerc să-l întind ce să pun. Da, nu, că merge. Da, se întinde și puțin mai tare pentru că am pus lipiciul ăla. Coardă, da. Uiii! Chiar arată ca un gen dacă uitați așa din borcan. Încă. Clătită. Ce greu e să le scot afară pe amândouă. Mă arată. Dar e mult mai mare acum. Adică și se vede. Oare cât de tare se întinde asta tot. Mult, mult mai tare. Doamne, deci s-a dus așa și eu m-am speriat pe tine. Asta e super fain, adică nici nu se lipește deloc. Dacă v-a plăcut această rețetă de slime, să dați un like. Pa!